Încă de la începutul lunii noiembrie, Școala Gimnazială Dumbrăvița își desfășoară activitatea exclusiv online, conform dispozițiilor legale. De ce este nevoie în această perioadă și dacă sunt sau nu afectați copiii, dar și părinții, ne spune psihologul școlii Corneliu Dragomir. Este nevoie de consiliere, este nevoie de tot ceea ce înseamnă sprijin și suntem trei cadre didactice care ne ocupăm de acest lucru, doi profesori itineranți și de sprijin și un profesor consilier. Colega noastră care este profesor consilier se ocupă preponderent de consilierea cadrelor didactice care întâmpină foarte multe dificultăți, inclusiv din arealul emoțional. Iar noi, profesorii de sprijin, consiliem părinții pentru a vedea modul în care reușesc să gestioneze și a le oferi soluții pentru a gestiona activitatea, pe de o parte activitatea didactică și pe de altă parte activitatea recuperativă amelioratoare de care au nevoie copiii. Socializarea, căci despre aceasta vorbim, este baza dezvoltării competențelor emoționale ale unui copil. Primele forme de socializare se fac în interiorul familiei, unde nu sunt copiii foarte mult afectați. Dar socializarea pe ansamblu, unde implică interacțiunea copilului cu spațiul social, cu școala, cu grupurile de apartenență, prieteni, grupurile de joacă, este extrem de importantă pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, de cooperare. Dacă acum poate noi nu conștientizăm ca și adulți cât de mult îi afectează pe copii, dramatică va fi situația când acești copii vor deveni adulți, vor fi integrați în societate, vrând nevrând societatea va trebui să integreze, iar competențele lor de comunicare și cooperare în interiorul grupului, în echipele de lucru, vor fi grav afectate. Dezvoltarea lor va fi grav afectată. Unii psihologi spun că va fi totuși recuperabilă prin activități specifice, cum ar fi consilierea, psihoterapia, însă personal, ca și psiholog clinician, mă îndoiesc, pentru că este o vorbă românească, toate la timpul lor. Și acest lucru afectează. Afectează în primul rând emoțional copiii, stima de sine este scăzută. Una este empatia cadrului didactic cu elevul la clasă, alta este mediată de computer. Pentru a trece cât mai ușor peste această perioadă, psihologul îi sfătuiește atât pe părinți cât și pe copii să devină parteneri unul cu celălalt și să comunice, deoarece împreună vor reuși să găsească cele mai bune soluții pentru a depăși orice dificultate.